Pe platoul de la Cal, din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, este deschis un târg de mărțișoare confecționate manual sau handmade, așa cum se spune mai nou. Mărțișoarele elegant lucrate sunt din belșug și la prețuri modice, nemodificate față de anul trecut, dar nu prea sunt clienți. Printre cazurile lipsei de clienți, conform expozanților de la târg, se numără și pandemia de coronavirus, dar și situația din Ucraina. Ce oferiți de venitor de 1 martie? De 1 martie oferim mărțișoare lucrate manual, pictate de mama mea și un simbol al primăverii. Sperăm noi. Prețurile cum sunt? Prețurile noi am păstrat, deși materialele s-au scumpit, am păstrat prețurile de anul trecut, pentru că, na, modice, zic eu, modice. Vorbesc de anul trecut, putem face o comparație vânzările de anul trecut cu cele de anul ăsta? Da, nu sunt nici măcar la jumătate, probabil dată fiind situația pandemie, război și alte cele, din păcate, vânzările nu sunt grozave. Alte motive care ar duce la numărul redus de clienți mai sunt veniturile mici ale populației, dar și invadarea pieței cu chiciuri, lucruri care duc și ele la concluzia că mărțișoarele confecționate manual nu mai reprezintă o afacere profitabilă. Oferim mărțișoare lucrate cu mult drag, lucrate manual pe diverse materiale prime, lemn, ceramică, lut de modelaj, sticlă, piatră pictată manual. Deci tot ce putem noi să facem cu drag pentru ei. Să nu fie, să ieșim un pic din roata asta a chinezăriilor și a lucrurilor strălucitoare și foarte, foarte ieftine. Care sunt prețurile? Prețurile începând de la 2-3 lei, depinde cât e de complexă lucrarea, până la 10-15 lei la cele care sunt mai muncite. Și vânzarea cum merge? Cam slab. Față de anul trecut, foarte slab. Oamenii nu au bani. Deci oamenii trebuie să-și plătească facturile și abia după aia se gândesc la mărțișoare și la alte cadouri pentru cei dragi. Târgul de mărțișoare handmade din fața Casei de Cultură, care este organizat de Primăria Municipiului Deva, este deschis și marți, 1 martie.